Bună ziua! Vă voi prezenta astăzi programatorul pentru Odometru DigiPro 3. Așa cum remarcați, acesta vine în două pachete. În primul pachet se află programatorul propriu-zis și cu o serie de adaptare. A doua pungă este plină cu adaptoare de diverse tipuri, cu diverse funcționalități. Iată aceste adaptare. După cum remarcați, acestea sunt numerotate. 27 cu 2, 26 cu 2, 35 cu 2. Vă voi prezenta utilizarea acestor adaptoare pe baza CD-ului care se află în punga programatorului. Deci acesta este programatorul. Iată. El vine primul cu un CD, a cărui conținut îl va arăta. El detaliază utilizarea adaptarelor care v-am prezentat anterior în pungă și spune în ce caz îl putem folosi pe fiecare. Vă voi arăta și conținutul CD-ului. Iată conținutul CD-ului aflat în pachet odată cu programatorul. Acest CD nu este important pentru cei care vor să lucreze numai pe OBD. Aceasta este o prezentare a un tutorial de instalare a softului de la DigiPro, este în poloneză. Aici avem un bază de date cu mașinile pe care le poate face și device-urile care trebuie să le accesăm pentru a ajusta kilometrii la mașină. Vedeți că este foarte detaliată și foarte lungă. Acestea sunt softurile care trebuie instalate. Nu l-am pe acest calculator pentru că vedeți că deja este destul de plin. În al doilea folder. Deși o denumesc ca versiunea în engleză, practic avem numai BMW-ul, detaliu, nu putem accesa CAS 3 sau CAS 4. Aici avem detaliat cum facem și ce anume ce adaptor trebuie să folosim. Vedeți că avem marca, modelul și PDF-ul aferent care detaliază fiecare model în parte. Aici e un rover. Îl facem cu creștere cu mâna. Avem în memorie 95320 de citit. Sunt foarte explicite.
Acest folder cuprinde imaginile adaptoarelor. Deci remarcați faptul că ele sunt denumite după documentație și pe care se denumite după documentație ST35, iar în imagine apare notificarea din de pe el, așa vrem că să o putem căuta cu ușurință. Același lucru repetat încă o dată. Îmi spune e versiunea germană și versiunea engleză, dar practic este același lucru, nu este diferită. Aici denumirile adaptoarelor are trei file, dar practic o singură filă folosită. Aici este comparație între versiunea anterioare și versiunea actuală în ceea ce privește modificarea aduse pe adaptoare. Iar aici avem bază de date a mărcilor și modelelor pe care le putem face pe OBD. Deci, practic aceasta interesează pe cei care pot să lucreze numai pe OBD și nu doresc să lucreze și pe EPROM. Vom trece în continuare la prezentarea programatorului. Bun. Mai departe. Programatorul vine împreună cu cablul de alimentare. Cablul de alimentare propriu-zis. Este mufa pentru OBD. Tot aceasta se face și alimentarea. Se cuplează la programator în acest fel. O altă modalitate de alimentare a acestui programator este prin intermediul unui alimentator. El vine inițial cu un alimentator cu normă chinezească și trebuie să folosim un adaptor. De asemenea, el are un software care poate fi instalat pe PC și putem lucra împreună cu PC-ul. Pentru a detalia, nu sunt pe o mașină reală, sunt pe un atelier și limit funcționarea peste o mufă OBD. Ne atenționează că acest software și hardware se folosesc numai în scopuri legale. Este necesar acum să introducem password-ul. Așa cum vedeți, arată cifra 0. Dăm spre înapoi, introducem 1 și Enter. În acest moment se deschide programatorul. Aici avem funcțiile pe care le poate avea EPROM, CAR, motociclete, funcții speciale sau setup. Asupra setup-ului
în săgețile up-down, ajungem la kilometri mile. Acesta vedem că este setat pe kilometri. O eroare care se întâmplă de multe ori este setat în mile. Deci vedeți că a trecut la versiunea de setat pe 160 mile. Ceea ce poate conduce la erori și la o scriere greșită a valorii bord. Vom trece din nou la kilometri. Down. Deci iată că a trecut înapoi la kilometri. Ieșim din setup și intrăm spre funcțiile aici este lista morților cu care putem lucra, pe care putem lucra cu acest programator. Pe CD-ul care de l-am arătat se află baza de date unde le determină modul în care trebuie să accesăm fie pe OBD, fie pe EEPROM. Pentru a detalia, voi selecta Dacia Logano, mașina comună care o întâlnim mereu și o face aceasta. Aici ne indică faptul că trebuie să citim EPROM-ul 93C56 din GOR. Vom folosi cablul cu plăștișorul comun. Deja are pus o memorie dată jos de pe un GOR. Se ducează un adaptor de 25. O caracteristică importantă a acestui programator este faptul că el nu salvează dampurile. Deci el modifică o anumită valoare în dump, dar nu salvează integral. De aceea, dacă vom citi kilometri din fundam și nu corespund cu ceaia mașinii, ne vom opri și vom renunța. Înseamnă că programul folosește un protocol. Iată, de valoarea 231.438 de kilometri, comparăm cu ceea ce am citit pe mașină, 231.438 de kilometri. Deci, protocolul folosit este corect. O introduce noua valoare din acest meniu. Valoarea tot este 'Scriere'. Aici apare mesajul să verificăm un bor, dar datorită faptului că noi o facem pe EEPROM, nu putem verifica, de aceea vom face o nouă citire să vedem dacă a scris valoarea corectă. Dacă tot suntem la Logan aici, am folosit plăștișorul Pomona.
El poate fi citit și în circuit, dar în cazul în care îl citim în circuit, este necesar să circuităm cuarțul de pe placă. Dacă nu circuităm acest cuarț, în sensul că facem o legătură, un bridge peste el, în momentul în care alimentăm memoria pentru citire, el va începe să oscileze și memoria nu va fi citită corect, va fi citită eronat. Deci, spunem că am verificat și vom executa o nouă citire. Eu prefer să lucrez așa, este cu nu mai dificil, cu mai safe. Dar, v-am spus, există posibilitatea citește și este valoarea pe care am pus-o, 125-407. Din nou, reamintesc faptul că acest programator nu salvează dante. De aceea, dacă nu citim kilometrii corecți cu cei afișați de mașină, renunțăm la lucru. Au fost mulți care au încercat să vadă ce se întâmplă, deci întotdeauna s-a întâmplat deteriorarea bordului. În unele cazuri cu consistențe destul de, destul de grave. Fie înlocuirea acestea, fie să caute un dump original. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi bună. Acest programator este pe site-ul meu. Sunt mai multe versiuni de ale acestui programator. Acesta este DigiProc 3V4, versiunea 494 Yanhua. Eu la acesta îl folosesc. Știu că pe piață mai sunt versiuni 48 care se încearcă, poate mai ieftine, la care se încearcă upgrade, dar de multe ori prin upgradarea aceasta poate duce la blue screen. Blue screen de cel devine inutilizat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.